Expoziția de ziua Unirii. Un cetățean român spune că are interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 5 ani. Ministerul de Interne de la Chișinău susține însă că tânărul a fost expulzat de pe teritoriul Republicii noastre pentru comportament inadecvat. Potrivit Ministerului de Interne, ieri dimineață pe Alea Clasicilor, angajații Comisariatului de Poliție Buiucan și Biroului Migrație și Azil au observat un tânăr care avea un comportament inadecvat. Organele de drept susțin că bărbatul prezenta un pericol public. În comunicatul Ministerului se mai arată că tânărul a refuzat să se legitimeze. Pentru stabilirea identității, el a fost invitat la sectorul de poliție. Acolo, potrivit organelor de drept, bărbatul nu s-a supus cerințelor legale și a insultat pe polițiști. Pe numele tânărului, Rusu George Vlad, domiciliat în orașul Brașov, poliția a deschis cauze administrative pentru nesubordonare, opunere de rezistență, insultarea polițiștilor și încălcarea regulilor de ședere în Republica Moldova. Instanța de judecată i-a aplicat o amendă în mărime de 1000 de lei și a emis decizia de expulzare de pe teritoriul țării. Într-o declarație lansată ulterior presei, George Vlad Rusu acuză organele de drept că l-au împiedicat să-și cheme un reprezentant legal și să ia legătura cu reprezentanții ambasadei române la Chișinău. Bărbatul mai scrie că persoanele care l-au reținut au refuzat să se legitimeze și nu și-au argumentat acțiunile. Acum o săptămână, tânărul a declarat pentru EUTV că la trecerea frontierei au fost confiscate mai multe reviste care urmau să fie returnate la reîntoarcerea în România.